Stop cadrul Rădăuțean, o retrospectivă a săptămânii. O emisiune cu și despre oamenii acestui oraș. Stop cadrul Rădăuțean. Bună ziua și bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, urmăriți știri și evenimente locale. Emisiunea de astăzi debutează cu Stop Cadru Proșcoală, invitându-vă la un popas la Școala Generală Bogdan Vodă, unde are loc Săptămâna Educației Globale. În perioada 17-21 noiembrie 2008 se desfășoară la nivel internațional un program denumit Săptămâna Educației Globale cu tema interculturalitate și spiritualitate. În viață întotdeauna trebuie să avem principii clare, raționale, după care să ne ghidăm. Un principiu la care țin eu foarte mult și ar trebui să ținem cu toții este următorul. Respectă-i pe cei din jurul tău, pentru că astfel te respecti pe tine însuți. Acest principiu este afișat și pe unitatea școlară printr-un banner, mai ales că suntem într-o perioadă când se poartă panourile și bannerele. Iată că noi transmitem în felul acesta un mesaj de suflet, un mesaj către semenii noștri care să în felul acesta să-i invităm la meditație și la reflexie. Este un proiect care cuprinde activități reprezentative pentru școala noastră, activități intrate în tradiția școlii, precum și activități noi specifice anului în curs. Ele sunt derulate pe anotimpuri, pe luni, ca un calendar. Și toate aceste activități se derulează după motoul Lăsați copilul din voi să trăiască povestea. Acest motto se adresează vouă, copiilor, dar și nouă, adulților, indiferent dacă suntem cadre didactice sau părinți. Scopul acestui proiect este foarte simplu. Implicarea activă și afectivă a voastră, a copiilor, a noastră, a cadrelor didactice și părinților în viața școlii. Ideea este că noi trebuie să înțelegem ce înseamnă această activitate de anvergură la nivel european. Înseamnă că noi suntem invitați, alături de alți parteneri educaționali, voi elevii, noi cadrele didactice și, bineînțeles, ne vom bucura de ajutorul comunității locale. Vom desfășura diverse activități care vizează o tematică foarte variată și vorbim aici despre cetățenia globală. Poate că cei mai mari știu despre ce este vorba. Învățăm să fim buni cetățeni ai globului pe care trăim, învățăm să fim mai buni, învățăm să fim toleranți. Mai ales că tema pentru acest an este spiritualitate și interculturalitate, iar ca slogan avem un motto foarte frumos: ai prieteni, ai sufletul mai bogat. Vom învăța în această săptămână, prin activitățile pe care le derulăm, să fim mai buni, mai toleranți, mai frumoși sufletește, iar rezultatele sper din suflet că se vor observa la sfârșit, mai ales că această săptămână nu se derulează timp de 5 zile cât avem noi la școală, ci pe întregul an școlar. Vreau să vă prezint în câteva cuvinte, câteva proiecte organizate de școala noastră, și anume proiectul internațional Ecoșcoala, pe care îl derulăm și în acest an școlar. A început ca implementare din 2005-2006, obținând în acest an școlar statutul de Ecoșcoală și distincția simbol steag verde, festivitate la care am participat pe data de 4 octombrie,
și intrarea steagului verde în școală a fost sărbătorită la comunitatea școlară pe 15 octombrie. Eu vă mulțumesc pentru invitație. Vreau să vă spun că sunt foarte încântat de faptul că școala generală în care mi-am petrecut și eu primii ani de studii este integrată într-un context global, este integrată alături de școlile din Uniunea Europeană într-o asemenea manifestare. Vă felicit, vă doresc mult succes în continuare și să știți că de câte ori mă veți invita, voi fi prezent. Cât privește sprijinul pe care vi-l ofer, cred că știți și dumneavoastră mai bine ca mine ce se poate oferi să vă oferi. Nu, școala dumneavoastră este una dintre școlile care totuși beneficiază de niște condiții deosebite și puteți să fiți mândri și de profesorii dumneavoastră care au făcut posibil, inclusiv de directorul instituției, care știți bine că se preocupă de bunul mers al activității aici în școala noastră. Doresc să precizez faptul că este o mare bucurie pentru noi să ne putem implica și să participăm la activități care ne pun în valoare și ne dezvoltă personalitatea. Proiectul Anotimpuri de Poveste cuprinde o serie de activități extracurriculare care fac apel la cunoștințele și creativitatea noastră. Lucrăm într-o echipă solidă formată din elevi, cadre didactice și părinți sub motoul „Lăsați copilul din voi să trăiască povestea”. O poveste reprezintă și fiecare zi din această săptămână, care se desfășoară sub titlul de Săptămâna Educației Globale, prin care dorim să demonstrăm că respectându-i pe cei din jur și respectând natura, ne respectăm pe noi înșine. Ne mândrim cu steagul verde și statutul de ecoșcoală obținute de școala noastră și sperăm ca în continuare rezultatele muncii noastre să fie valorificate și apreciate. Mulțumesc! Să rămânem în rândul elevilor, de data aceasta la școala generală numărul 4, unde au avut loc acțiuni cu aceeași temă, Săptămâna Educației Globale. Noi ne-am înscris la un concurs național promovat de Inspectoratul Școlar și am derulat în această săptămână activități în cadrul concursului. Consiliul Europei a creat în 1990 la Lisabona Centrul Nord-Sud, denumit oficial Centrul European pentru Interdependență și Solidaritate. Acesta reunește 36 de state. Centrul Nord-Sud a inițiat programul european Educația Globală, care în concepția centrului cuprinde educația pentru dezvoltare, educația pentru drepturile omului, educația pentru durabilitate, educația pentru pace și prevenirea conflictelor și educația interculturală. Săptămâna Educației Globale este organizată anual în a treia săptămână din noiembrie. Tema educației globale din acest an, trebuie să spun că în fiecare an centrul propune o temă unică pentru întreaga Europa, tema din acest an este spiritualitate și interculturalitate. Toate activitățile dedicate acestei săptămâni trebuie să înscrie acestei teme. Noi am participat la acest concurs și datorită faptului că în școala noastră doamnele profesoare Anfimov Cristina și Kelba Mirela derulează un proiect denumit Trăim într-un mediu intercultural, care răspunde foarte bine acestei teme a educației globale. Activitățile dedicate Săptămânii Educației Globale s-au cristalizat în școala noastră într-un proiect numit Valori ale Culturii Universale în muzică, film și literatură. Activitatea de astăzi este o invitație la lectură. Este vorba despre un concurs de postere în care s-au implicat 20 de echipe din toată școala, de la ciclul primar și de la ciclul gimnazial. Va fi un juriu alcătuit din profesori de la alte școli pentru mai multă obiectivitate și am pregătit pentru toată lumea multe diplome și premii. Prin acest poster noi recomandăm elevilor cartea Aranca Știma Lacurilor de Cezar Petrescu. În această novelă, fantasticul se îmbină cu realitatea. Pretextul narrativ se identifică printr-o călătorie de afaceri în partea românească a pustiei panonice, la castelul Custafie al Grafilor Chemenii, situat în mijlocul unei moșii dintr-un ținut blestemat. Naratorul bibliofil pretinde că este mânat de ispita achiziționării unor cărți vechi, dar foarte valoroase. Acesta este cazat în una din camerele castelului, spre noapte. La un moment dat, el observă că ochii hipnotici îl
La un moment dat, el observă cum ochii hipnotici îl priveau disprețuitor și reci. De aceea, el sparge paharul cu vin și, mânat de stafia rancă, el pornește în dezlegarea misterului. Pentru a afla taina celor doi ochi, vă rugăm să pășiți cu încredere pe drumul lecturii. Despre noi înșine este genericul sub care sâmbătă la Școala Generală numărul 3 a avut loc evaluarea unui proiect internațional. Cauza care ne-a determinat să ne întâlnim astăzi este evaluarea proiectului pe care dumneavoastră secvențe din acest proiect dumneavoastră deja le-ați vizionat în cadrul expoziției, Trepte spre noi înșine. Pentru că cineva trebuia să se ocupe de organizare, Școala Populației 8, numărul 3, este cel care și-a asumat rolul de coordonator de proiect. Întrucât acest proiect are ca scop promovarea cooperării între grupuri de elevi și de profesori, din țări diferite, interesate în cunoașterea specificului național, tema aleasă este interdisciplinară și în acord cu viziunea asupra scopului și obiectivelor educației specifice țărilor implicate. Pe scurt, ca să nu plictisesc, proiectul acesta, de fapt, urmărește o comunicare între elevi, între oameni, din punct de vedere al spiritului, cu țări, mai multe, multiple țări, nu numai America, dar în primul și în primul rând cu Statele Unite ale Americii, pentru că împreună cu un colegiu din Statele Unite ale Americii am realizat această colaborare. Un rezumat al proiectului în trepte de cuvinte. Titlul proiectului nostru, luare de cunoștință de noi înșine și de alții. Motoul nu este de ajuns numai să privești, ci și să vezi. Argument. Proiectul, cântec de inimi întrepte, crâmpeie de viață, invitație la înălțare, un arc de suflet peste timp. Scopul proiectului, bucuriile simple. Să ne bucurăm de strălucirea soarelui, de prezența celuilalt, să călătorim prin frumusețe, să trăim frumusețea. Obiectivul principal, să adunăm lumină din frumusețea anotimpurilor, din frumusețea istoriei trecute și a vieții prezente. Timpul desfășurării proiectului, toamna anului 2008, cu lumină liturgică și sunet de aramă, așternând veacurile unul după altul. Simbolul ales, albastrul de voroneț, perechea pământeană a verdelui sădit de natură pe opcin. Locația, spațiul desfășurării activităților, sub o streașină de cer, pe drumuri voievodale, apoi, cu popas, în poeniile sufletelor. Întâlnirile cu partenerii noștri, duminică fără sfârșit. Formele de organizare a activității, excursia de documentare. Pe drumuri voievodale, înveșmântați în culori astrale. Prima impresie culeasă și prima promisiune. Citez. Când am intrat pe poarta mănăstirii, am simțit că pot picta o icoană infinită în suflet. Și prima promisiune,
promit că o voi face. Andreea. Atelierele. Atelierul numărul 1. Zbor de îngeri. Clasa 5-a, vă rog să vă ridicați și să-i prezentați. Atelierul numărul 2, clasa 6-a, Gâlceava și împărtarea văzului cu lumea. Atelierul numărul 3, în copasul privirii, clasa a 7-a. Atelierul numărul 4, pescări de lumină. Atelierul numărul 5, înveșmântați în nostalgii, clasa 8-a. Atelierul numărul 6, cu cei de azi, cu cei de ieri, cu cei ce vor veni, clasa 8-a. Atelierul numărul 7, corona din palma sfântă a timpului, clasa 8-a. Și atelierul numărul 9, Andreea, care a lucrat prin rotații cu ceilalți, clipe luminând votarele timpului. După stop cadru pro-școală, urmează ecranul copiilor, pentru că cei mici s-au ascuns în spatele culorilor toamnei într-o activitate deosebită organizată la grădinița Arlechino. Am desfășurat astăzi o activitate extracurriculară care s-a planificat la nivel de grădinița Voinicelu, din care facem și noi parte, adică suntem afiliate, și care a venit ca o evaluare a activităților despre toamnă, care s-au desfășurat până acum. La această activitate au participat copiii de la această grădiniță, părinții, bunicii și am avut deosebită plăcere să avem în mijlocul nostru și inspectoratul școlar, primăria orașului Rădăuț, și doamna directoarea noastră, Tamara Manole. A fost o activitate foarte frumoasă, spun eu. Părinții întotdeauna participă cu plăcere, fiindcă deși cunosc modul cum lucrăm noi, împreună cu colega mea Tărâță, Nicoleta. Am vrut ca această activitate să fie puțin altfel, în sensul că am confecționat măști cu fructe și legume pentru fiecare copilaș. Am vrut inițial să mergem la biblioteca orașului, dar fiind că afară timpul nu prea a fost favorabil, am profitat de cadrul care îl avem aici și am desfășurat activitatea aici ca să nu avem probleme cu copiii, să nu se îmbolnăvească, să nu avem reproșuri din partea părinților. Eu sunt mulțumită de felul cum s-a desfășurat activitatea și vreau să mulțumesc tuturor celor care au fost astăzi alături de noi. Nici în această săptămână nu scăpați de campania electorală menită să vă ajute în luarea unei decizii pentru ziua de 30 noiembrie. Consemnăm în secvențele care urmează și întâlnirile din aceste zile ale locuitorilor din localitățile Rădăuți, Milișăuți, Iaslovăț, Arbore, Burla, Volovăț, Horodnicul de Jos, Frătăuț și Satul Mare, cu Mihai Frunză, candidatul Partidului Social Democrat și Partidului Conservator pentru Camera Deputaților în Colegiul Uninominal numărul 6. Un nou și fructuos schimb de opinii, un nou și binevenit moment pentru cunoașterea multiplelor aspecte din viața și munca locuitorilor așezărilor bucovinene. Alegătorii și-au exprimat și cu acest prilej încrederea că noi parlamentari care vor fi aleși pe 30 noiembrie vor duce în Forumul Legislativ Suprem al țării hotărârea lor de a schimba în bine viața politică și socială prin legile care vor fi adoptate și care vor viza direct bunăstarea și modernizarea României.
Mircea Irimescu. Candidez pentru Camera Deputaților. Vă cer cu toată responsabilitatea sprijinul pentru a aduce o nouă atitudine la conducerea țării. Să ne lăsăm conduși numai de morala creștină, omenie și toleranță. Spre binele dumneavoastră să hotărâm numai împreună. Bun găsit, stimați telespectatori! Stop Cadrul Rădăuțean de astăzi a ajuns și la rubrica Studiu Electoral. Se află astăzi în studioul nostru un foarte bun gospodar al Rădăuțului, în postură de candidat. Bine ați venit, domnule Mihai Frunză! Bine, ce ați făcut pentru rădăuțeni? Bine v-am găsit, dragi rădăuțeni! Pentru rădăuțeni aș putea spune că am făcut foarte multe lucruri în perioada cât am fost edil aceste comunități, dar am să mă opresc doar la câteva. În primul rând, a rânduit bunul Dumnezeu să aduc gazul metan pe magistrala principală de la Suceava la Rădăuț, apoi 72 de kilometri de distribuție în municipiul Rădăuț. Aceasta a făcut ca Rădăuțul să ia o amploare deosebit de mare, întrucât s-a trecut pe un sistem de cogenerare și de termoficare nou pe gaz metan, s-a înlocuit toate conductele care au fost ruginite și vechi și, bineînțeles, toate punctele termice, astfel crescând confortul în casele oamenilor. Continuând firul realizărilor, aș putea să mă opresc la construcția de locuințe prin sistem ANL, la cele 72 de case construite prin Habitat pentru Umanitate din România. De asemenea, am făcut Casa de Cultură, am renovat-o, cât și un contact foarte bun cu bisericile ortodoxe din Rădăuț, unde s-au construit în această perioadă 4 biserici noi. Știu că de-a lungul perioadei, când ați fost primar, ați realizat numeroase înfrățiri cu alte localități. La ce ne-au ajutat asta? Iată că Rădăuță se poate mândri astăzi cu investitori străini din Austria, din Germania și din Franța, investitori care deja au cooptat și lucrează în societățile lor comerciale peste 1600 de oameni. Avem peste 16 proiecte care vor fi duse și implementate în comunitatea noastră. Mai mult decât atât, când voi fi parlamentar, voi susține în continuare pentru ca municipiul Rădăuț și zona Rădăuțului să se dezvolte pe proiecte și investiții străine. Aș putea spune că este un bilanț pe care orice primar și l-ar dori. Care este secretul succesului dumneavoastră? Într-adevăr, pot să mă exprim aici deschis. Eu am fost un om care a lucrat foarte frumos cu oamenii. Am apreciat întotdeauna munca oamenilor și am fost alături de ei. I-am ascultat și i-am încurajat în tot ce privește dezvoltarea acestei comunități. Deci nu este vorba de un secret anume, ci de un contact permanent cu oamenii și de a cunoaște nevoile lor. Respectându-vă acest principiu de a fi mereu între cetățeni, chiar îmi povesteați înainte de interviul nostru că ați fost prin toate satele și comunele ce țin de Colegiul 6 pentru care dumneavoastră candidați și ați adus o casetă pe care propun să o urmărim chiar acum pentru a vedea câte ceva din nevoile cetățeanului. Să se dea dreptate și justiție, că sunt o serie de hoți, ori handicapați, care îi judică numai pe bani. Tot vrem dreptate pentru fiecare cetățean românesc. Să fie luat în considerare o cerere depusă de către oameni care îi pun la timp, și rezolvat. Da. Nu să stea săptămâni întregi sau un proces durează 10 ani. Eu aș propune altceva, dacă de Dumnezeu sunt poate Maica Domnului ne ajute, să intrați unde v-ați pornit și să țineți cont de țaran, că dacă țaranul e bogat și țara e bogată. Că dacă nu se pune preț pe agricultură a țaranului, țara e săracă și aduce cereale și carne din alte părți și țaranul tot suferă. Ce spuneați dumneavoastră, aveți perfectă dreptate. Asta eu promisiuni nu pot să fac acum, dar în programul nostru a PSD-ului există această prevedere de încurajarea oamenilor de la țară pentru a păstra în țara noastră produsele ecologice ale noastre și ridicarea nivelului oamenilor de la țară prin munca lor, nu altfel. Dumnezeu să vă ajute, să vă mulțumesc că totul a fost mai
mai bine și mai bun pe timpul dumneavoastră. Acum. Cel mai important ar trebui că să nu se aducă atâta marfă din afară și marfa a noastră rămâne în loc. Cartofii se aduc din Ungaria. Mare necaz aure tineretul și oamenii în vârstă pentru sistemul ăsta de întabulare. Întabularea terenurilor. Da. Vreau să treacă pe copii. E costul atât de scump pentru un notar sau o întabulare că nu face terenul și la pământul așa care... Eu am mai luat această problemă de la Volovăț. Deci prima întabulare, PSD-ul în programul său de guvernare prevede prima întabulare să nu fie taxat. De exemplu, sunt tineri mulți aici și am dreptate că îi spun și în folosul lor. O dat subvenții de la un hectar în sus, numai să fie parcele mai mari de 30 de ani. Oare tineretul ăsta, dacă a avut tasul, poate sub un hectar, a avut părintele, a avut trei copii, bă, n-ați 20 de ani, n-ați 20 de ani, așa, și socrii la fel, care s-au căsătorit, numai dacă te 20-25 de ani. Deci el are poate hectarul ăla, l-ai cumpărat, dar nu întrunește condițiile ca să aibă subvenții, ca să primească de la 30 de ani în sus și să depășească de un hectar. Deci așa l-a încăjit, tot așa îl trage ponosele. Uite, o idee care trebuie preluată de către cei care candidăm acum la Parlament pentru a regla prin lege. Ar fi bine că majoritatea... Eu candidez pentru Parlamentul României, Doamne ajută! Și fiind un om de al dumneavoastră, de aici, nu din București, cum se proceda. Nu. Ăla nu știe necazurile noastre, asta. Dumneavoastră le știți. Asta. Ați văzut că am fost în teren, m-am întâlnit cu oamenii, am observat problemele și le-am notat problemele oamenilor cu care se confruntă. Așa am fost ca primar și am rezolvat frumos problemele comunității, așa voi fi și ca parlamentar. Domnule Mihai Frunză, e plină campanie electorală și se poartă sacoșe cu atenții electorale și de ce să nu spunem promisiuni. Toată lumea promite. Dumneavoastră, ce le-ați promis oamenilor? Nu le-am promis la oameni nimic. Dimpotrivă, am preluat problemele lor și voi rezolva atunci când voi fi parlamentar, conform programului Partidul Social Democrat pe care îl reprezint și în comunitatea noastră și în Colegiul 6 Rădăuți. Doresc să transmit telespectatorilor care m-au urmărit că voi fi un om al faptelor, iar experiența mea de primar de atâția ani de zile îmi va permite în Parlamentul României într-adevăr să fiu alături de cei mulți, să veghez la ca legile țării noastre să fie cât mai corect întocmite, iar implementarea lor să fie cât mai mult urmărită în teritoriu. Așa să ne ajute bunul Dumnezeu. Stimați telespectatori, maratonul electoral continuă la rubrica De ce eu? Se află astăzi în studioul nostru doctorul Cristian Elimie de la PDL, candidat. De ce eu, domnule doctor? În primul rând vreau să mă prezint. Mă numesc Cristian Elimie, am 55 de ani, sunt medic primar în Spitalul Județean Suceava, șef de secție și președinte al Colegiului Medicilor din județul Suceava, ales prin vot democratic de către aceștia la alegerile pentru Consiliul Colegiului Medicilor. De ce eu? Pentru că reprezint un partid puternic care vrea să câștige alegerile la 30 noiembrie, pentru că am fost apreciat pentru munca depusă și activitatea depusă în sprijinul și pentru oameni, în sistemul sanitar și nu numai, pentru că am apreciat dintotdeauna Rădăuțul și zona Bucovinei, pentru că am aici mulți prieteni și dacă vreți am și multe cazuri, probleme rezolvate atât medical cât și, dacă vreți, pe linia administrativă legate de spitalul din Rădăuți. Și de aceea sunt foarte legat de mulți. Din
acest oraș și din zona Rădăuță. De ce eu? Pentru că partidul pe care îl reprezint este partidul care a propus ca prim-ministru un om serios, riguros, specialist în economie, apreciat de oameni pentru competența lui, pe domnul Teodor Stolojan, un partid care a câștigat alegerile la nivel județean, în Consiliul Județean și președinția Consiliului Județean și prin votul dumneavoastră al rădăuțenilor, președintele ales fiind domnul Gheorghe Flutur, pentru că acest partid, cu votul cetățenilor din municipiul Rădăuț, a pus capăt puterii roșii ce se credea nemuritoare în primăria Rădăuț și a schimbat culoarea în portocaliu purtat de Aurel Olărean, pentru că acest partid a propus pentru fotoliul de senator în Colegiul 4 Rădăuț pe domnul profesor Petru Carcalete, rădăuțean 100%, și de aceea, dragi prieteni, vreau să vă asigur că Rădăuțul va fi pe mâini bune, pentru că România cu PDL este pe mâini bune. De aceea, la 30 noiembrie, vă rog să veniți la vot, să votați reprezentanții Partidului Democrat Liberal, să votați pozițiile 1 de pe buletinele de vot, unde figurează pentru Camera Deputaților Cristian Irimie, cel care vă vorbește în acest timp, și domnul profesor Petru Carcalete pe buletinul de vot de la Senat. Vreau să vă asigur că veți face o alegere foarte bună și să țineți cont că PDL ține cu tine. Vă mulțumesc! Domnule doctor, nu pot decât să vă doresc succes! Vă mulțumesc și eu! Ne-am obișnuit, doamnelor și domnilor, cu rubricile electorale. De această dată, la întrebarea de ce eu, răspunde domnul inginer Mircea Irimescu. Bine ați venit în studioul televiziunii Rădăuță. Bună ziua, vă salut! V-a prins toamna în politică, domnule inginer? Da, astă primăvară n-aș fi crezut că voi ajunge în toamnă tot candidat. Credeam că voi rămâne numai la activitatea din Consiliul Local. O ofertă de a candida și experiența acumulată lunile trecute, realitatea pe care am văzut-o și cu care m-am confruntat în aceste luni, în activitatea mea politică din Consiliul Local, m-au făcut să accept, e drept că cu destulă greutate, să candidez datorită faptului că noile reglementări legale, respectiv votul uninominal pe colegii și modul cum este constituit Colegiul Rădăuț, cu orașul în centru și cu câteva comune în jur, fac ca de actualitate să fie tot problemele orașului Rădăuț. Problemele Rădăuțului sunt într-o mare măsură și problemele localităților învecinate și, datorită acestui lucru, am considerat că este bine ca aceste probleme ale orașului Rădăuț să poată fi reprezentate și la nivel central și să-și poată găsi un sprijin de rezolvare și acolo, nu numai local. În mare, cam aceasta ar fi motivația principală a deciziei mele de a candida. Ce puteți face? Ce simțiți că aveți puterea să faceți după ce veți ajunge deputat? Eu consider că ideea cu care s-a promovat și cu care s-a adoptat în cele din urmă votul uninominal, aceea de a primeni clasa politică, este o idee importantă. Am zis că pot fi și eu util oferindu-mi serviciile în acest sens. Este bine să se schimbe foarte mult, pentru că nu a fost bine așa cum a fost. Nici oamenii nu sunt cei care trebuiau, clasa politică a fost vehement criticată, a făcut gafe importante, probabil că sunt urmări și în viața socială în urma prestației oamenilor politici. Și este bine de încercat o schimbare. Suntem în plină campanie electorală, ați vorbit de oameni, ați fost între oameni, aveți cunoștință de problemele lor, se poartă cadouri electorale, sacoșe, afișe, pliante și promisiuni în primul rând. Dumneavoastră ce le promiteți oamenilor? Eu rămân consecvent modului meu de a fi, de a nu promite lucruri care ar putea încânta oamenii. Nu doresc cu niciun preț să influențez pe cineva în judecată.
Eu am văzut realitățile care sunt în Rădăuți și, cum spuneam, realitățile din Rădăuți sunt valabile și zonei învecinate. Se încearcă o concentrare a puterii politice în Rădăuți. Nu numai a puterii politice. Se încearcă o concentrare a puterii economice, a puterii mediatice. Pentru un oraș mic, pentru locuitorii aceștia ai zonei, sunt aproximativ 60.000 de locuitori în discuție, pentru acești 60.000 de locuitori, cred că trebuie făcut orice pentru a împiedica acest monopol care poate duce la situații foarte, foarte, foarte rele pentru locuitorii zonei. Este un aspect chiar de urgență. Vă referiți la situația politică în care orașul sau zona Rădăuțiului ar fi condusă monobloc, adică monopartid? Da, eu cred că această tendință de a concentra în administrațiile locale de la noi exclusiv numai o singură voce politică, dublat de faptul că oamenii au o prestație cu accente totalitare, nu este de acceptat în momentul de față. Și împotriva acestui lucru trebuie acționat energic. Ne întoarcem puțin chiar la începutul întrevederii noastre de astăzi, la întrebarea de ce eu. Ce le-ați spune telespectatorilor care ne privesc? De ce eu, Mircea Irimescu, și nu altul? Eu, pentru că în momentul de față am pornit deja o activitate care ar putea fi utilă. De prea multe ori la noi în țară, experiențe și activități începute se abandonează. Cred că pot răspunde nevoilor actuale ale societății. Cunosc, am trăit tot timpul aici, trăiesc în oameni, nu frecventez cercuri selecte, sunt integrat oarecum social de când mă știu aici. Și cunosc această zonă, o cunosc chiar foarte bine. Cred că aș putea face. Pe de altă parte, nu îmi doresc sub nicio formă, niciun fel de avantaj care m-ar putea, avantaj personal sau numai și numai pentru ideile acestea de a promova democrația în zonă, de a ajuta rezolvarea problemelor economice. Sunt de părere că vor fi momente grele, că eu am spus și în campania locală, încă din primăvară avertizam, împotriva unei crize economice care ar putea să ne lovească. La acea vreme nu vorbea nimeni despre criza economică. Atunci se vorbea că se vor aduce bani și vor fi bani și vor fi fonduri europene și eu spuneam că trebuie să fim circumspecți pentru că s-ar putea nu numai fondurile europene să fie greu de accesat, dar chiar creditele băncilor noastre, care atunci erau foarte ieftine, vor deveni dificil de utilizat. Ați prevăzut toate acestea. Dacă ați fi mâine în Camera Deputaților, unde v-ați vedea util? În ce comisie? Tot în Comisia Economică. Tot în Comisia Economică. Experiența din Consiliul Local a lunilor petrecute în această comisie mă fac să-mi doresc să fiu tot acolo. Totuși, resursele financiare sunt cele mai importante pentru realizări în zonă. Finanțările au o prioritate. Campania prin vot uninominal vă avantajează sau v-ar fi avantajat un vot pe partid? Un vot pe partid nici într-un caz nu m-ar fi avantajat pentru că eu militez în numele unui partid care nu este de prim rang în momentul de față. Eu pentru votul uninominal. Imediat după campania de la locale s-a spus omul Irimescu a luat atâtea voturi încât a tras după el un partid. Da, totuși am activat împreună cu partidul. Deci acele au fost ideile partidului, acele au fost prestațiile noastre și au fost foarte curate. Vreau să vă spun, să vă fac că pot face această comparație între modul în care s-a desfășurat campania locală pentru alegerile locale și campania de acum. Am simțit atunci o mult mai curată pornire a oamenilor, o încurajare a celor care m-au încurajat, care m-au ajutat în campanie, nu la alegători mă refer, evident. Acum pare a fi o încrâncenare mai mare, lupta s-a ascuțit, eu am fost confruntat cu privind în tablou dispute. Acesta încrâncenărilor, ce părere aveți de contracandidații? Contracandidații au un comportament civilizat, eu nu pot să le reproșez nimic, nici la cei doi principali, să zic, contracandidați, sunt oameni cu experiență, oameni formați, social,
parteneri oricând de încredere, deci din acest punct de vedere nu. Eu ceea ce spun, vorbesc de atmosfera generală care este și în special de această politizare a activității din Consiliul Local excesive care a luat mult timp în această campanie. Credeți că cineva a încercat să vă denigreze intenționat sau să vă deraieze din această campanie electorală? Nu am fost atacat pe motive josnice. În general, eu nu știu lucruri care mi s-ar putea reproșa, dar am fost foarte mult presat în legătură cu poziția mea din Consiliul Local. Deci tot atacul care s-a dus împotriva mea este legat de această încercare de a mă exclude din Consiliul Local Rădăuț. Vă considerați un consilier incomod și dacă da, de ce? Păi, dacă spun incomod, trebuie să spun și față de cine incomod și spun că sunt incomod pentru cei din conducere, pentru că aproape conducerea administrației locale, respectiv primăriei, datorită faptului că am spus-o încă o dată și o repet. Eu un astfel de mod de a conduce, de a impune reguli într-o comunitate, nu pot accepta în momentul de față. Și mă voi afla în opoziție față de aceste modalități, acest fel de abordare, acest fel de a conducere, acest fel de a avea relații publice cu oamenii. Da, punem punct întâlnirii noastre de acum și le spunem telespectatorilor că veți reveni. Da, voi reveni încă. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Stop cadrul rădăuțean de astăzi a ajuns la rubrica Ședința Consiliului Local. Iată de ce se află în studioul nostru președintele acestei ședințe, domnul Lazar Vasile Constantin, și domnul Iulian Băcescu, președintele PSD-ului, nu președintele ședinței. O ședință cu 9 puncte pe ordinea de zi, la care, prin voința domnilor consilieri, s-au mai adăugat 2 puncte. Cu voia dumneavoastră, intrăm direct în subiectele principale ale ședinței. Primul proiect de hotărâre a fost referitor la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2008, inițiat de domnul primar Aurel Olerea. S-a aprobat? Da, asta a trecut fără probleme, chiar și fără comentarii. Bun. S-a retras de pe ordinea de zi un proiect de hotărâre privind... Dacă să-mi permiteți, vă rog frumos. După cum observați, nu mi s-a, tot timpul mi s-a spus că consilierii care sunt în opoziție nu votează proiecte de hotărâre propuse de domnul primar. O să vedeți că nu numai în această ordine de zi, dar și în alte situații, am votat proiecte de hotărâre propuse de primar. Proiectele pe care le-am considerat a fi de interes public, le vom vota fără nicio problemă. Da. S-a retras de pe ordinea de zi un proiect de hotărâre privind transferarea prin protocol a creditului extern în sumă de 1.058.710 euro, respectiv... Un milion. Respectiv 3.879.644 de lei, aferent programului utilități și mediu la standarde europene. De ce s-a retras? Nu s-a retras din cauza că după ce a fost inițiat proiectul, a fost o întâlnire la Suceava la nivel de finanțe, șef de la finanțe, domnul Ropotu, și o comisie de la Rădăuț, în legătură cu clarificarea unor plăți legate unui TVA, legate de anumite plăți. Deci sunt niște necalități. Între banii care au fost încasați de servicii comunale și ce urmează a fi încasat? Nu, sunt niște necalități în ceea ce privește restituirea TVA-ului. Așa. Și până se vor face acele clarificări, s-a hotărât să-l mai amânăm cu o săptămână, până se pare că o să mai fie o extraordinară în câteva zile, și să fie lucrurile mult mai clare pentru a ști consilierii față de mandatul ceea ce trecut, votează. Față de mandatul trecut, constat că sunt mult mai dese ședințele, adică altfel spus, sunt multe ședințe extraordinare. Nu. Eu vă spun sincer, mandatul trecut nu eram atât de implicat în ședințe și de atent la ele. Probabil că aveți dreptate, dar consider că s-au mărit problemele din Rădăuț. Deci sunt mai multe probleme și
trebuie puse pe ordinea de zi. În ce sens s-au mărit? Populația nu cred că s-a mărit atât de mult, cred că s-au mărit multe probleme. Ca la orice schimbare de primar, domnul Frunză a avut mai mulți ani cu trinitate. Acum lumea la schimbare vrea totul dintr-o dată. Vin oameni și vor în câteva luni să se rezolve foarte multe probleme. Unele din ele ajung pe masa consilierilor. Îmi permite și un comentariu aici. Eu sper că la ședința, dacă este așa cum spuneți dumneavoastră, că într-adevăr acest proiect a fost retras în urma discuției dintre domnul Lopotă și domnul primar. Și nu am niciun motiv să nu cred că așa este. Nu Lopotă și primar, a fost o comisie de la economii de la Rădăuți, la Suceava. Au fost informați în legătură cu anumite probleme. N-au apucat să le pună pe tapet ca să fie în ordine de zi. Discuția a avut chiar ieri, pare mi se. Da, deci ideea este că sperăm să fie într-adevăr o discuție serioasă în sensul ăsta și nu cumva să fie un punct de tipul acesta de ordine de zi. Poate fi un motiv pentru a convoca o ședință extraordinară săptămâna viitoare. Ședință extraordinară care, după cum veți vedea, urmarea desfășurătorului ordinii de zi, săptămâna viitoare probabil că inițiatorul se aștepta o altă majoritate în Consiliul Local. De asta, dacă va fi numai acest punct pe ordinea de zi și va fi așa cum este în formă prezentată de inițiator, probabil că se justifică. Dar dacă ordinea de zi de săptămâna viitoare va conține și alte puncte, înseamnă că a fost o chestiune premeditată. E posibil să fie și alte puncte, că mai apar probleme între timp, mai sunt probleme care nu s-au rezolvat în ședințele anterioare și chestia cu acest proiect, vreau să vă spun că mult s-a zbătut primarul pentru accesarea acestei sume care a fost blocată. E vorba despre restul de sumă alocată Rădăuțului din împrumutul cu Deutsche Bank și a fost blocat pentru, această sumă a fost blocată pentru plata unor dobânzi. Au fost niște intervenții, s-a deblocat această sumă, chiar primarul a insistat foarte mult pentru deblocarea acestei sume și dumnealui își exprima acum părerea drăguță, chiar a făcut-o public, a spus, domnule, este necesară suma asta să intre în sistem pentru a mări ritmul lucrărilor de la centrala de cogenerare. Da. Mergem mai departe. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație publică a unei suprafețe de 8 metri pătrați de teren aparținând domeniului public al municipiului Rădăuț în Calea Bucovinei pentru o perioadă de 49 de ani în vederea aplasării a 8 stâlpi de telecomunicații. Asemenea, puncte s-au mai discutat, fie că au fost către Rom Telecom, fie că au fost către Conel, fie că, mă rog... Da, cred că au fost chiar două tot la Rom Telecom. Da, și de fiecare dată acestea se aprobau. De această dată s-a pus altfel problema. Nu, și de la ședința trecută s-a pus altfel problema, când Rom Telecom acum nu mai este o societate de stat, este o societate privată. Aceste condiții, chiar dacă ei extind rețeaua și beneficiază, de regulă beneficiau de concesionare pe număr foarte mare de ani. De data asta am pus problema ca acea concesionare din domeniul public să se facă pe bani. Nu numai pe bani, dar pe durata existenței construcției respective. Mai mult decât atât, probabil foarte bine s-a menționat în ședință, s-au făcut amendamente în sensul ăsta. Vom încerca să creăm un contract mult mai inteligent, astfel încât spațiul publicitar, de exemplu, de pe acest stâlp să banii aferenți acelui spațiu publicitar să intre în bugetul local, sigur că da. Și eventual o anumită posibilitate a unor altor operatori de telefonie. Ce s-a întâmplat? S-a aprobat sau nu? S-a aprobat acest lucru. Eu am înțeles că s-a întors la comisie. Nu, s-a discutat. Da, s-a aprobat, numai că datorită faptului că e necesar două treimi pentru că e vorba de patrimoniu, atunci el s-a întors la comisie. Deci nu a trecut. Nu a trecut ca a trecut grupul PSD, PNCD și PNL. Ne au pronunțat cu așa multe cifre. Asta era mai simplu dacă era numai grupul PDL, știu tot. Era mai simplu dacă era Alianța PSD. Da. Așa. Deci nu a trecut din cauza că acest proiect fiind de interes public trebuie să aibă două, trei. Da. Bun, au venit niște amendamente, nu avea o importanță majoră, putea trece, având în vedere că cel de două au trecut,
ceea ce s-a spus se putea prinde în contract după aia, oricum era o, mai urma o întâlnire legat de preț și se putea stipula acel amendament. Bun, nu era ceva atât de important încât să, da, să facă obiectul unor discuții lungi, a rămas... S-a reluat în discuție ocuparea postului de director la Muzeul Etnografic Samuel și Eugen Erneț. S-au stabilit alte condiții pentru ocuparea acestui post vacant. Am înțeles că s-a ținut odată concurs. Am înțeles din discuții că nu s-a făcut suficientă mediatizare, deși chiar în această emisiune am spus de mai multe ori despre concursul pentru ocuparea unui post de director la Muzeul Etnografic și până la urmă s-a respins și acest punct. S-a respins în sensul în care vom rămâne cu condițiile inițiale. Așa. S-a încercat extinderea condițiilor. Deci concursul va avea loc în continuare. Sigur că da, va avea loc în continuare. Cu aceleași condiții. Condiții pe care am stabilit inițial. Bun. Doar cu altă dată, bineînțeles. Da, pe atunci, dacă mai vă aduceți aminte, eu am avut o abordare a subiectului și am spus, domnilor, sunt prea restrictive condițiile. Chiar am făcut atunci, am dat un exemplu, domnul Irimescu, care în prealabil am fost citit un articol în o revistă locală despre cultura în Bucovina, era ceva legat prelaske cu ucraniene, nu mai țin minte exact. Un articol bine întemeiat. Și pe noi nu este de profesie nici literar, nici... Are o facultate tehnică. Și chiar am spus în ședința aia, domnilor, nu trebuie să îngrădim accesul spre această funcție prin așa multe puncte. Dom'le, va fi un concurs și sunt oameni care au o cultură vastă, au... Sau, deci să se permită o da, mai sau, ușoară timp, abordare și-au făcut, și-au făcut o cultură proprie puternică care ar putea să ocupe un asemenea post fără să aibă și un document de licențiere la mână. Da. Și am propus, domnule, este o comisie, comisia era vastă, era cu specialiști, domnule, cine vine candidatul, bun, să fie niște cerințe minime, dar să poată să vină mai mulți oameni care au interes. Nu, s-au făcut acele strict condiții și s-a văzut rezultatul. Da. Dar nu e asta rezultatul, să știți, degeaba nu am ajuns. Mi-a trebuit să ajungem în țara asta într-o normalitate care spune că oamenii se pregătesc în facultăți și au ca atare posibilitatea să intre în locuri cu specializarea necesară. Specializarea asta pe traseu pe care vorbiți dumneavoastră, pentru că credeți-mă că este specifică eventual situației noastre de veșnică tranziție. Dar în mod normal trebuie să ajungem la o situație de normalitate. Cu și noastră la societate, probabil că de la un anumit moment dat veți angaja probabil o echipă de manager. O bancă, să știți că nu funcționează decât cu oameni cu studiile necesare. Adică strict în domeniu, că așa este normal să fie. Este foarte adevărat că să știți că mai degrabă, cred eu, o mediatizare corectă și mai mult decât atât, poate să luăm, există o anumită teamă de a se înscrie lumea la concurs, ca să fim cinstiți. Teama este referitoare la eventuala colaborare dintre directorul muzeului și executivul rădăuțean. De asta poate, dacă s-ar transmite alte mesaje, noi dacă ați văzut, noi pe cursul ședinței se va vedea, încercăm pe cât posibil să atenuăm din tensiunea care există în ședințele de Consiliu Local, tocmai pentru ca să nu mai speriem lumea, fie de Consiliul Local. Și dacă executivul va face la fel, nu se va, lumea nu va fi speriată nici de executiv. Și poate să știți că se vor înscrie și oamenii la concursul ăsta. Bun, vorbim despre un alt concurs. De ocuparea funcției de administrator public la nivelul municipiului Rădăuți. Un alt proiect de pe ordinea de zi, de asemenea respins. Primarul a cerut inițial să aibă 3 consilieri personali, pentru că legea îi permite. Și acum a cerut aprobarea înființării funcției de administrator public la nivelul municipiului Rădăuți. S-a respins și asta. Da, păi grupul... Din vina grupului, nu? Grupul puncte, puncte, nu mai e domnul denumirea grupului. Da, ei, nu vor să lase pe primar să-și creeze o echipă puternică. Și, deși dumneavoastră a spus că au votat foarte multe proiecte care consideră că sunt beneficii Rădăuțului, aici un pic îl contrazic. Deci aici ce consideră? Dom'le, dacă primarul devine puternic, consilier puternic și cu oameni, care el vrea să aducă oameni
cu pregătire, oameni cu experiență eventual, oameni care au studiat și dincolo, poate deveni un primar după aia incomod și un primar care va face mult în Rădăuț și s-ar putea... Un om care are realizări nu este incomod. S-ar putea să, să devină incomod politic prin realizări. Și atunci când un primar face în 4 ani multe... Pentru că e apreciat un om politic când are multe realizări. Da, pentru am de rând, da, dar pentru opoziție nu. Și atunci opoziția... Oamenii de rând sunt cei care are opoziția. Păi opoziția votează. Acum. Deci să înțeleg că primarul dumneavoastră să fie performant, trebuie să... Dom'le, orice primar are anumite limite de pregătire, de competență, vă dați seama, acum haideți să fim realiști. Un primar este un om de rând. Nu este un super specialist în toate. Nu l-am ales pe... Vreți să spuneți că primarul Rădăuțului este un om de rând? Deci primarul Rădăuțului are nevoie, să spunem, de consultanță juridică. Are nevoie de un jurist, are nevoie de un consultant în construcție, un arhitect, nu cunoaște toate problemele în arhitectură, are nevoie, știu, un economic. De aia permite legea, domnilor. Permite legea fiindcă să meargă deciziile lui să fie cele mai bune pentru oraș. Da, și are nevoie de un... Este obligatoriu. După aia, poate, sigur că da. Și atunci, consilierii, dacă vor să-și functeze ca să nu mai facă primarul nimica, nu-i dă voie ca să aibă consilier. Bun. Primarul dată judecată și primul la prima hotărâre a fost câștigat. Probabil că nu este atenție ca să stabilim de ce în instanță într-o primă fază s-a desfășurat. Noi vom face recurs la acea hotărâre. Noi așteptăm să avem motivația Consiliului Contencios și vom ataca, vă dați seama, pentru că oricum probabil că este vorba de un viciu de procedură și nici de cum, de ceea ce se spune că noi am fi făcut ceva ilegal. Pentru că vreau să vă întreb atunci pentru cine mai se solicită un punct de vedere relativ la acești trei consilieri, câtă vreme instanța spune că este ilegal. Dacă instanța a hotărât că este ilegal, iar nici mai trebuia să fie întrebați. Apoi, în ceea ce privește, eu am pus o întrebare și în ședință. Bun, spuneți și mie, în județul Suceava, în afară de administratorul județului, că e una să fie județ, ca Consiliul Județean, deci numai în afară de Consiliul Județean, altă primărie din județul Suceava mai are administrator public. Eu vreau să vă spun așa. Deci Suceava, atenție, nu are administrator public. Iașul nu are administrator public. Vorbesc de orașe mari. Nu e nicio problemă. Și mai altă chestie. Dacă primarul are solicită și documenta și ce se întâmplă. Eu m-am auzit spunându-se, dom'le, trebuie să aducem un om din afară. Dom'le, deci chiar Rădăuțul ăsta se consideră că nu are oameni pregătiți pentru a face față unei asemenea funcții. Se vorbea de un om cu o specializare în străinătate. Exact, Noi am avut discuții și înainte. Aici a fost o exprimare care s-a grăbit el puțin. El puntează foarte mult și pune foarte mult accent pe experiența dobândită de tineri în afară. În afară însemnând în Europa. Vă rog să vă amintiți că a spus că Rădăuțul este un loc foarte îndepărtat. Adică e greu de ajuns în Rădăuț, ceea ce dovedește faptul că eu am avut dreptate. Deci se gândește a lua pe cineva din afară Rădăuțului. Dar nu e nicio problemă, poți să fii cineva pregătit și în afară. Dacă, lucrurile sunt foarte simple. Dacă se justifică în mod concret. De exemplu, vă spun de exemplu, eu sunt de acord cu faptul că domnul Flutur are un administrator pe județ. Gândiți-vă, domnul Flutur este un lider la nivel județean, la nivel național. Domnul Flutur, dar să vedeți că măcar o dată pe săptămână îl regăsim la București cu treabă, omul este implicat în activitatea națională de partid, are funcții foarte mari, da? Acolo se justifică. În acest caz, din punctul nostru de vedere, nu se justifică. Doi la mână, ceea ce spuneți de asta, are nevoie de un om pe arhitectură. Vreau să vă spun că primăria are departamente necesare și suficiente pentru o bună desfășurare a activității. Nu este un volum de muncă atât de mare. Nicio problemă, gândiți-vă că se poate face chestiunea asta începând cu 1 ianuarie la următoarea organigramă. Practic, noi trebuia să modificăm organigrama pentru o lună de zile. Să facem un efort, să rectificăm eventual bugetul care e pe final. Auziți? Gratuit, adică... Deci nu mai vorbiți de buget, că v-a dat și resursa. Da, știu, am observat. Sigur că da. N-are rost să comentez unele răutățile pe care s-au făcut cu duiumul la adresa noastră. Deci, nu era vorba despre buget, sume. Era vorba doar despre un principiu. Și l-a demarat două luni mai devreme, știind opoziția dumneavoastră vis-a-vis de chestia asta, ca să aibă timp să
până la urmă acest punct... Dădea din nou în contigios și Casariu și Teclaviște care îndreptat și sigur. La anul deci, până la urmă acest punct nu s-a aprobat, dar am înțeles că, deși acest punct nu s-a aprobat, domnul primar se va adresa instanțelor... E dreptul dumneavoastră, sigur. Bun. Au urmat celelalte două puncte referitoare la nominalizarea cumpărătorilor pentru terenurile de sub garaje. Un punct care s-a aprobat și desemnarea... Stata e general Iacob Zadic, atenție. Deci vorba doar, nu peste tot, e un număr de 5 situații pe stata general Iacob Zadic. În funcție de cereri, câte am solicitat informații, vorba de anumite cereri care s-au făcut, s-au constatat o stare de fapt, probabil că... S-a aprobat și oamenii să-și cumpere garaje. Deja s-a abordat acest subiect. Am zis că erau și o hotărâre de Consiliul Local mai veche prin sigur. Care se legifera acest lucru, dar volumul de muncă este destul de mare. Oamenii trebuie să înțeleagă că nu se poate toți odată să primească aceste terenuri. Ele trebuie inventariate, trebuie studiat construcția garajului. Sunt garaje care probabil vor trebui să sufere mici modificări și primarul dorește ca să alinieze un pic aceste garaje, fiindcă acum sunt destul de pestrițe. Da, și lumea să nu înțeleagă în sensul negativ, ca o digiversare sau ca o rea voință, doar vrea ca să facă pași siguri, să nu apară după aia sau să nu rămână la fel acest decalaj între unul mai mic, altul mai mare, altul de tablă, încearcă cât de cât să le aducă... Nu să reușească în totalitate, dar cât de cât să le dea un aspect care intenția să... Intenția este foarte bună, dar vreau să vă spun, știți care este vârfa în oraș acum relativ la chestiunea asta, că și asta va trebui să... Probabil că vârfa se bazează pe ceva, că știți că fiecare vârfa are sâmbule de adevăr. E vorba de tronsoane de garaje, cărora proprietarilor li se va propune construirea unui bloc, iar garajele dumnealor să fie la parter. Subterane, exact. Și astfel încât lucrurile să capete o altă formă. Adică să fie și garaje, dar și blocuri de locuințe, pentru că, după cum bine știți... Se rezolvă problema spațiului locativ. Problema bună. Da, probabil că da, dar am impresia că cineva nu a înțeles că e criză economică la ora asta și cei care vând blocuri la ora asta stau cam cu ele pe care le vând. Dar mă rog, să zicem că dacă proprietarul în momentul în care are proprietatea are dreptul să facă așa... Domnul Băncescu, criza trece, garajele rămân. Și blocurile deasupra la și oamenii vor avea nevoie în suplinar de casă. Eu cu această idee, să știți că am... Nu este doar o bârfă, este o idee. Este o idee. Nu știu în care puncte din oraș se poate pune în practică, dar cel puțin mi se pare personal o idee grozavă. Să reușească cu un constructor ca să creeze la proprietarii actuali de garaje spații de garaje la parterul unui bloc sau la demisolul unui bloc, eventual cu ăia care vor locui în bloc să aibă și ei tot spații de garaje, compartimentate, civilizate, așa, și deasupra să câștigăm spațiu pentru câteva zeci de apartamente. Cu singură condiție să nu fie blocurile făcute între case. Sunteți de acord? Bun, între case nu sunt garaje. Ok, și apropo de blocurile între case, să știți că noi pisica am găsit-o în curte. Sigur că da. Numai acum vrem să scăpăm de ea, să o punem, să o legalizăm. Despre desemnarea unui reprezentant în ABA la servicii comunale. Deci, întrucât funcția domnului viceprimar era incompatibilă cu calitatea de membru în ABA la servicii comunale, întrucât domnia s-a primit acum un răspuns de la prefectură, de la Guvernul României. S-a solicitat punctul de vedere. Știți de ce s-a solicitat punctul de vedere? Deci, dacă îmi permiteți, domnul președinte de ședință. E vorba, de fapt, de situația următoare. Domnul, pentru, în acest mandat, viceprimarul este și consilier local. Spre deosebire de mandatul trecut. Și atunci, dumneavoastră, a solicitat un punct de vedere, pentru că el a devenit ulterior viceprimar. El era în Oga, a devenit ulterior viceprimar și atunci a solicitat pentru incompatibilitate. Ce să vă zic? De ce a așteptat atât de mult? Pentru acum a venit răspunsul. Abia acum a venit răspunsul. Da, și vreau să vă menționez că în această perioadă domnul viceprimar nu a participat la nicio ședință de AGA și n-a luat nicio indemnizație. Bun. În cazul ăsta, cele spuse de primarul Aurel Olarean, că
această incompatibilitate va crea mari probleme viceprimarului și acesta va trebui să plece chiar și din funcția de viceprimar. Este asta o propoziție adevărată? Da, știți ce se întâmplă? Eu știu că se dorește, câte vreme noi nu am reușit să fim corupți, să trecem de partea cealaltă, să votăm cu ceilalți. Se dorește eliminarea noastră din Consiliul Local. Dacă îmi nici nu vreau, este doar o frază pe care am spus-o. Acum, primarul are obligația să vegheze și el la respectarea legii. Dacă domnul primar are cunoștință și are toate pârghile să facă să se sizeze ce consideră dumnealui. Și noi îl asigurăm că în situația în care o instanță va hotărâ în acest sens, îmi pune în aplicare, dar e vorba de o instanță, da? Aplicăm legislativ, nicio problemă. Bun. Scuzați, domnul Galan, ce nu știa, ce ar trebui să ceară la București? Care funcție este... Exact, dacă există incompatibilitate. Consilierul sau vicele are funcția care este incompatibilă? Consilierul este compatibil cu funcția de membru NAGA. Exact. Vicele... Este incompatibil. Este incompatibil. Așa. El ce nu știa, domne, care funcție se ia în calcul? Ce are consilier sau cea de vice? El nu știa exact ce este. Exact. Permiteți și dumneavoastră să aibă un punct de vedere, să fie, mă rog, să... Da. Trecea funcția dovadă de gradul. Așa e. Viceprimar e mai mare decât consilier, deci, practic, el acum viceprimar este. Și să înțeleg că domnul... A, că are și atribuții de consilier. Și are grad de consilier, nu știu. Acum e general. Ajungem cu voia dumneavoastră și la ultimul punct de pe ordinea de zi. Un punct care a fost... trebuia să fie discutat mai devreme și s-a discutat mai târziu, ultimul punct lăsat la sfârșitul ședinței, referitor la încetarea mandatului de consilier local a domnului Irimescu Mircea, înscris pe listele PNCCD la alegerile din 1 iunie pentru Consiliul Local al municipiului Rădăuți și declararea că ca vacant a locului de consilier deținut de acesta. S-a luat o scurtă pauză pentru decizii, după care ședința s-a suspendat. Deoarece eu mi-am expus punctul de vedere în Consiliu cu alte ocazii și nu mai am nimic de adăugat și deoarece am depus în scris toate documentele care le aveam și au fost la dispoziția membrilor Consiliului Local, îmi exprim dorința de a mă retrage și de la dezbatere. Dar oricum nu aveam drept de vot. Deci, pentru a fi dezbaterile într-un mediu poate mai liber, poate cineva să uită în ochii mei și ar vrea să spună ceva și nu să spune din cauza mea. Domnule, am o singură întrebare. O răspundeți. Da. Sunteți membru PNCCD sau PNL? Puteți? Membru a cărui partid politic sunteți? Eu am declarat că nu mai am nimic de adăugat. Dacă începe cu această întrebare... Nu, am o singură întrebare. Atât am avut o întrebare. Spuneți în față. Domnule, spuneți. PNCCD sau PNL? Eu nu doresc, îmi vine foarte greu, am văzut transmisia TV de rândul trecut. Domnule Remescu, colegul dumneavoastră de partid vrea să mă întrebe ceva. În particular afară sau aici? Nu. Stați un pic. Domnule, asta e, bun. Sper că n-a plecat este... din Consiliul Local, domnul Ermescu, cum mi-ar părea rău, sincer. Este un gest al dumnealui, nu-l comentăm. Da. Să vă spun că eu sunt convins că domnul Ermescu este membru PNCCD, dar nu asta am vrut să spun. Am vrut să spun că înainte acestei execuții politice, specific și altor tipuri, să ne-a acordat o mică pauză de consultă. Din partea... sau cooperativă. Credință, știind de acel protocol între PNCCD și PNL la nivel central, a fost rugat să candideze pe acea listă. Nu are adeziune la Partidul Național Liberal. Nu are. Și încă o chestie. Puteați, nu, aia este declarația de acceptă candidaturii. Dumneavoastră puteați face un lucru. Puteați contesta în termen 48 de ore lista Partidului Național pentru că am realizat cu colegiul. Dar nu contestați. Mi-a dus și-ți aminte de un tablou care era la țară, la bunica. Se chema Fuga din Serai. Era Răpirea din Serai și era o carpetă, vă spun eu. Răpirea din Serai sau... Așa mi s-a părut ca o fugă. Am fugit cu... A fost asta o strategie, domnul Mărcescu.
Ați discutat-o dinainte, ați premeditat-o și știți ce se întâmplă? Ați pus-o în opera în ședință. Eu vreau să asigur cetățenilor de Oțeni că noi, dacă am ajuns să aplicăm această metodă de a nu ne asuma acest vot, am făcut-o, credeți-mă, pentru că nu am avut altă alternativă. Și să văd, dacă îmi permiteți, eu n-aș vrea să intru în polemică cu colegul, pentru că e normal să susțin un alt punct de vedere, noi e normal să ne susținem punctul nostru de vedere. Considerăm că ceea ce se încearcă la ora asta, respectiv, eliminarea a câte unui consilier din rândul celor care s-au constituit ad hoc într-o majoritate, eliminarea aceasta este o chestiune care... E o altă strategie. E o altă strategie. Da, e o altă strategie. Au dreptul la această strategie, nu este nicio problemă, doar că sunt foarte multe lucruri care se suprapun. Vreau să vă spun că, de exemplu, doamna Lorena Chimora, care este director la Salvă de Oți, a primit o decizie de impunere, o chestiune atât de urât făcută. Această decizie de impunere va avea impact foarte mare asupra activității Sabră Dăuți, de exemplu, pe următoarea jumătate de an, dumneavoastră ei trebuie să stea prin procese. Prin prisma acelei decizii de impunere, vreau să vă spun că inclusiv Rom Telecom, inclusiv cei care au conducte, orice fel de conducte sau cabluri, ar fi trebuit să plătească nu știu ce sume exorbitante către bugetul local. Adică chestiuni care, credeți-mă, trec peste faptul că peste controlele de la garda de mediu care vin la Sabră Dăuți în fiecare lună. Deci sunt chestii total necolegiale și făcute pentru a influența votul consilierilor noștri. Revenind la chestiunea asta, o singură cauză are chestiunea asta și se va dovedi că după ce trece campania electorală, că despre asta este vorba, de fapt. Nu este drept ca noi să retragem dreptul acestui consilier în plină campanie electorală. Îi creăm un deficit de imagine total gratuit. Deci special a fost făcută chestiunea asta. Gândiți-vă că logic ar fi fost în felul următor. Când domnul Ilimescu, dacă domnul Ilimescu are problemă de incompatibilitate, pe acea problemă de incompatibilitate trebuia sesizată biroului electoral județean. Când el de 15 zile de la depunerea candidatului. Pentru că el, ca și candidat de deputat, a devenit incompatibil. Nu este incompatibil ca și consilier. El, ca și consilier, este ca efect al candidaturii de deputat. Numai că nu avem de partea noastră decât, am avut de partea noastră decât această metodă. Pentru că s-a dorit atât de tare să fie dat afară. S-a făcut inclusiv o ședință extraordinară pentru chestiunea asta. Bun, am înțeles. Pentru că o secundă, vă rog. Noi cei din mass media primim ca și dumneavoastră materialele de ședință. Dar am înțeles că în materialele de ședință ați primit ceva pe care noi nu am primit. Este vorba de niște documente doveditoare semnate de domnul Mircea Ilimescu, prin care se arată în clar că nu a semnat o adeziune la PNL și este în continuare membru PNCCD. Sigur. Și se știe chestiunea asta. Bun, eu acum, la urma urmei, aș putea ca jurnalist să pun problema și altă. Atâta vreme cât inginerul Mircea Ilimescu vine și își plătește campania publicitară la televiziunea unde lucrez eu, folosind un ordin de plată pe care scrie PNCCD și nu PNL, din punctul meu de vedere este foarte clar că omul ăsta este finanțat de PNCCD, deci nu are nicio treabă cu PNL-ul. Pe de altă parte, tot grupul PDL susține că omul ăsta este PNL-ist. Telespectatorii care ne privesc se întreabă, băi, până la urmă, inginerul ăsta e PNL-ist sau PDL-ist sau aici e problema. În ce curte joacă? Aici e problema, marea problemă. Cred că aici îl ajută domnul Frunze pe domnul Ilimescu să fie în trei locuri diferite. Cred că este o strategie. Și dumneavoastră aveți dreptate. Eu n-am primit marea pe care le-ați primit dumneavoastră. Oameni de rând. Nu mai înțeleg nimic. Oameni buni, ce este domnul Ilimescu? Politic vorbind. Consilier. PNCCD a fost. Este, păi, deci a primit votul politic și este consilier local, pe partid. PNL, fiindcă pe toate afișele apar la PNL. Nu, pe afișele așa. Nu apare electoral. Și mai ales că pe masă la mine a fost clar declarația lui și în care scrie ca membru PNL. Aia o punem pe cameră, o punem, o dăm în mass media, nicio problemă. Așa. Și susține deciziile... susține deciziile PSD-ului. Dom'le, totuși acest om, în care căruță se află? Deci eu acum vă spun, nu în calitate de consilier, coleg de al dumnealui, pe care și îl stimez
ca omul îl stimez în mod deosebit. Îl cunosc de mult timp. Dar acum politic, în care căruță se află? Stimați, eu cred că nici eu singur această știe. Problemă o va rezolva chiar domnul Irimescu prezent aici în studio. Pentru că se vede treaba, apartenența politică a domniei sale este încă necunoscută, se pare, în rândul consilierilor care sunt colegi în Consiliul Local de la Rădăuți. Ședința s-a încheiat, altfel spus, prin faptul că grupul PNCCD, PNL, PSD au părăsit sala de ședințe înainte de terminarea acestui. Da, dar ați așteptat? Nu, nu. Grupul a părăsit sala pentru pauză. Au cerut o pauză, unii n-au fost de acord, alții au fost de acord, cei care au cerut-o. Eu am propus în situația aia vot. Dom'le, hai să vedem, că am dreptul să supun la vot. Am supus la vot, era 9 contra 9, normal nu trebuia să țină pauză. Așa. Dânșii au forțat ușa, vorbind în ghilimele, și au ieșit tipul în pauză. Nu se putea spune bărbătește. Dom'le, în semn de protest față de părăsim ședința. Era o chestie mult mai elegantă. Domnul Galan, stimabil meu amic domnul Galan, după aia dădea la o oră și ceva interval după părăsire, dădea interval acolo pe interviul, scuzați, pe hol la primărie și spunea, domnule, știți, la noi au durat cam mult consfătuirile, dezbaterile, așa, și între timp s-a încheiat ședința. Dar eu, consilierii din grup, când au ieșit toți, s-au urcat în mașină, au plecat, bine, mersi, și domnul Galan acum a încercat să spele Putina. Să spună, domnule, știți că, de fapt, noi am vrut să vinem înapoi, dar între timp s-a încheiat ședința. Era cel puțin o chestie comică din ceea ce spunea domnul Galan. Parcă era la grădiniță. Știți cine o să aprecieze dacă acest lucru este comic sau dramatic? Cei care ne privesc acum. Pentru că sunteți mandatați în calitatea de consilier prin votul oamenilor. Oamenii v-au trimis acolo și reacția unanimă a tuturor care privesc emisiunile în care se dezbat hotărârile Consiliului Local este de, dacă vreți, circ, ceartă și nici de cum de o mână de oameni care ar trebui să rezolve problemele orașului. Aici eu am spus că ar trebui să intre într-o stare de normalitate ședințele de Consiliul Local, dar văd că bun, ceva pași s-au făcut. Ceva păi da, înainte se nu se părăsea sala de ședință. Așa. Aici, se da, aici este un caz special. Domnul Băncescu spunea că primarul dorește să excludă consilieri din opoziție. Domnul Băncescu, n-aducem pedeliști în locul domnului Irimescu sau domnul cine o să mai fie. Da, tot da, de la dumneavoastră vine. Da, dar prin vot, domnul Lazar, deci dumneavoastră va trebui să ne votați nouă, nu numai nouă, PNC-șediștilor trebuie să ne votați. Bun, și vă vreau să vă mai spun o chestie. Dumneavoastră ați pregătit excluderea lui Irimescu, pregătiți excluderea domnului Galan. Și în aceste condiții, dumneavoastră veți avea majoritatea în Consiliu. Și nu veți mai valida niciun consilier pe care îl vom propune. Nu, de fapt, asta este. Băncescu, nu pregătim noi. E singur și-a pregătit. Atenție, dacă nu știți, vă spun eu. Deci prin vot ceva. Iar vedeți cum puneți problema? Nu. Validarea consilierului. Sigur că da. De fapt, asta se urmărește. Iar credeți-mă pe cuvânt altceva. Dacă n-ar fi fost aceste intenții de a ne sabota permanent fie la locul de muncă, fie de a fi amenințați și așa mai departe, să știți că noi pentru că trebuie să recunoașteți că la început am încercat să colaborăm cu dumneavoastră. Nu, niciodată ne-am trezit în situația, ca să vă spun sincer, uitați-vă ca primarul să ne dea un telefon, de exemplu, mie, domnului Irimescu ca liderul țărănist, domnului Galan, și să spună, domnule, dumneavoastră sunteți liderii celorlalte partide din Consiliul Local. Uite, eu am o propunere. Uite, vreau să fac asta, asta și asta. Vreau să fac proiectele de hotărâre în sensul ăsta. Ce susținere am? Să colaborăm toți. Vreau să vă spun că eu când am făcut o propunere de tipul ăsta, am fost tratat ca un biet consilier, m-am fost jignit în ultimul fel. Doi la mână, credeți-mă că toată, știți, toți colegii mei, își pun următoarea întrebare. Dom'le, merită să fii jignit în felul în care suntem noi jigniți? Pentru ce? Iar, ca problemă de principiu, vreau să vă spun un singur lucru. Știți cine era normal să ceară să fie inițiatorul demersului de a fi demis domnul Irimescu? Cei din PNCCD. Pentru că legea asta spune. Legea este împotriva traseismului politic. Păi, dacă da. Candidatul... Acum ceea ce spuneți asta e foarte corect. Era normal. Da, păi, așa era normal. Ultimele acțiuni care le-ați întreprins dumneavoastră,
nu s-au înscris deloc în normalitate. Nici cea de acum o săptămână, nici cea de astăzi, toate sunt anormale. Și chiar dumneavoastră a spus acum câteva minute, domnule, datoria primarului este ca să vegheze respectarea legilor. Asta și face datoria primarul. Mea este să închei întâlnirea noastră de astăzi. Să pun punct, dar o să pun punct cu o poveste. Mi-aduc aminte. O poveste care vă spun pentru că ambii sunteți la început de mandat în Consiliul Local. Nu ați mai fost consilieri în mandatele trecute. Și mi-aduc aminte că participând odată la o ședință de Consiliul Local a fost ziua unui domn consilier care astăzi este primar și care când s-a terminat ședința a spus: stimați colegi, dați-mi voie să vă invit pe toți astăzi, după ședință, la o bere. Și a plecat atunci tot Consiliul Local la o bere. Aștept, domnilor, să văd ziua când toți acești oameni din Consiliul Local vor pleca împreună la o bere. Dar se vede treaba că nu opriți până nu vă dau și replica. Sigur se va întâmpla lucrul ăsta. O să am mult de așteptat. Dar va fi o singură problemă. Să fie cine dă bere? Să fie o singură culoare politică. Cine plătește berea? Bună ziua, bine ați venit la conferința de presă a Organizației Municipale Partidul Democrat Liberal Rădăuți. Tema conferinței noastre presă de astăzi este legată de situația creată în Consiliul Local al Municipiului Rădăuți, de problemele care au apărut în ultimul timp și pe care noi le considerăm a fi datorate modului în care această alianță nefirească între PSD, PNCCD și PNL au înțeles să acționeze într-o totală neconcordanță, dacă vreți, cu așteptările cetățenilor față de acest Consiliu Local și a fiecărui ales în parte. Concret, așa cum bine știți, în ultima vreme, domnul consilier local Mircea Eremescu a devenit mediatizat datorită poziției și atitudinei lui, respectiv, pe de o parte, așa cum bine știți, a acces în Consiliul Local ca și consilier al partidului al PNCCD, odată cu declanșarea înscrierilor pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie, dumnealui a ales să candideze pe listele Partidului Național Liberal. Din acest moment a apărut o problemă, o problemă care îl plasează în afara legii, în sensul în care legea migrației partidelor politice spune foarte clar că atunci când candidezi pe listele unui altui partid, îți pierzi calitatea de ales pe listele partidului unde ai fost candidat. Cu alte cuvinte, dumnealui, fiind membru PNCCD în Consiliul Local Rădăuți, își pierde această calitate, întrucât candidează din partea Partidului Național Liberal pentru un mandat de deputat în Camera Deputaților, în colegiul 6, Rădăuți. Sigur că la această conferință sunt persoane care fac parte din staful local al Partidului Democrat Liberal, în frunte cu președintele organizației municipale, respectiv domnul primar Aurel Orărean, apoi candidatul nostru de deputat, respectiv domnul dr. Cristian Ilimie, domnul consilier Adrian Puiu, domnul consilier Dorin Tibeică și, în ultimul rând, domnul consilier Simeon Sticleț. Nu am să vorbesc foarte mult, am să le dau într-o anumită ordine cuvântul invitaților, pentru că ceea ce vor spune dumneavoastră este foarte interesant și are o legătură directă cu subiectul în discuție. Vreau să fac numai două comentarii. Unu, am avut o ședință de Consiliu extraordinară, la care această alianță care bruiază și blochează în permanență inițiativele pe care noi le depunem pentru a ne pune în practică proiectele cu care am câștigat, să spunem, puterea în municipiul Rădăuți, a fost pus pe ordinea de zi și acest subiect, respectiv încetarea mandatului de consilier local al domnului Dimescu. N-a fost, dacă vreți, dorința primarului Olărean, n-a fost dorința, dacă vreți, a domnului consilier Tibeică sau consilierului Hrenciuc. Pur și simplu, este un text de lege, iar noi trebuie să respectăm legea. Nu mergem pe interpretări, ci mergem strict, repet, pe textul legii. Pur și simplu, așa cum s-a pronunțat și secretarul municipiului, Arambe Hergheleciu, dumnealui este în acest moment incompatibil
calitate de deputat pe listele PNL-Repet și cea de consilier local pe listele PNCCD. Mi s-ar fi părut foarte corect și onest ca dumnealui să-și asume acest lucru și să-și dea demisia. Ei, bine, în acea ședință extraordinară, consilierii PSD, PNCCD și PNL au spus că acest subiect trebuie pus pe ordinea unei ședințe ordinare și atunci va fi luat în discuție. Nu mai intru că deja s-a spus că acea ședință a fost blocată, deși, repet, era atunci, nu era numai acest punct. Era o problemă foarte importantă pentru cetățenii municipiului Rădăuți, respectiv rectificarea bugetară. Modul în care domnul Irimescu a înțeles să încalce în 10 minute de vreo 7 ori textul de lege. Acum, ieri, 20 noiembrie 2008, când la punctul 6 de pe ordinea de zi, ședința Consiliului Local, ordinar, așa cum s-a dorit și așa cum s-a spus, consilierii, domnul Irimescu a ales să plece din sală, un gest pe care eu îl condamn și mi-asum acest gest, pentru că dumnealui, dacă a vrut să fie primar al municipiului Rădăuți, dacă a devenit consilier local, trebuia să rămână în instituția unde a fost ales și să asume toate demersurile sale, așa cum trebuie să facă fiecare consilier până la urmă. Problema e că acea alianță formată din PSD, PNL și PNCCD, repet, au solicitat o pauză, însă și-au pus mai întâi pe masă și-au pregătit, lucru foarte vizibil din moment ce ședința a fost televizată, bagajele, au plecat. Cum pot să comentăm noi, consilierii PDL-ului, această situație, decât o lipsă de respect față de Consiliul Local? Până la urmă, dacă vreți, este și un gest copilăresc. Noi n-am fost aleși în Consiliul Local să facem astfel de lucruri, mai ales că dumnealor, repet, și-au încălcat promisiunea. Puteau să voteze acest punct și eu i-am întrebat, vă e frică de vot? Dumnealor au plecat pur și simplu. În semn de, dacă vreți, de adâncă nemulțumire față de modul în care domnul inginer Mircea Irimescu este președinte al Societății pentru Cultură și Literatură Română în Bucovina, încalcă o altă, dacă vreți, lege. Este vorba de statutul acestei societăți care interzice președinților să facă politică. Eu, Daniel Hrenciuc, membru în Consiliul Director, am decis să-mi dau demisia. Alături de mine vreau să spun că demisia din acest Consiliu Director, repet, în semn de faptul că domnul Irimescu a politizat societatea și a încălcat în mod flagrant statutul, am aici de față textul unei demisii care aparține ziaristei Mălina Nițoaie, membru și alături de mine în Consiliul Director al Societății pentru Cultură și Literatură Română în Bucovina. Și spune așa, către președintele Societății pentru Cultură și Literatură în Bucovina, inginer Mircea Irimescu, în atenția Consiliului Director. Subsemnata Anițoaie Mălina, membru în Consiliul Director al Societății pentru Cultură și Literatură în Bucovina, vă aduc la cunoștință decizia mea de a mă retrage din societate, deoarece direcția spre care se îndreaptă societatea nu coincide cu opiniile asupra modului în care trebuie gestionat acest demers care s-a vrut cultural. Rămân la principiul că președintele Societății pentru Cultură și Literatură Română Bucovina nu trebuie să fie implicat politic. Este datată 20 noiembrie, poartă semnătura onografă, deci lucrurile sunt în ordine. Am înțeles că și domnul... Eu sunt în cealaltă societate făcută cu, practic, care supervizează activitatea... Concluzia mea este foarte clară și o să le dau cuvântul invitaților. Domnul Irimescu s-a folosit de această societate creată în 1862, în frunte cu Alexandru Gurmuzache, ca reuniune românească de leptură, pentru a-și face imagine. O imagine și în acest moment punem... Această societate este discreditată deoarece președintele a politizat-o. Prin urmare, eu nu pot face altceva decât să mă disociez, să-mi dau demisia și cred că și alți membri care au verticalitate se vor asocia sau nu, e opinia lor la acest demers. Vă mulțumesc și acum îi dau cuvântul domnului consilier Simeon Sicleț. Da, bună ziua și bine ați venit. În calitate de președinte a Comisiei de Administrație Publică Locală, juridică și de ordine publică, vreau să fac câteva precizări. Cer în primul rând tuturor colegilor mei să respecte legea. Și când spun să respecte legea, să își îndeplinească atribuțiunile care sunt prevăzute în lege. Și dau citire numai la trei. Nu avem noi timp acum să le prezentăm toate. Deci, obligațiile aleșilor locali. Aleșii locali, în calitate de reprezentanți ai colectivității locale,
au datoria de a participa pe durata mandatului la exercitarea funcțiilor autorităților administrației publice locale din care fac parte sau pe care le reprezintă, cu bună credință. O altă obligație, deci consilierul local au obligația să respecte Constituția și legile țării. Aleși locali sunt obligați să dea dovadă de cinste și corectitudine. Și când am vorbit, când am făcut aceste precizări, revin și eu la situația care s-a creat în Consiliul Local. Este situația domnului consilier Mircea Irimescu. A fost prezentată poziția domniei sale și legea 393, deci statutul Aleșului Local, la articolul 9, spune în felul următor. Calitatea de consilier local sau de consilier județean încetează de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului în următoarele situații. Și trecem și este situația de la punctul H per 1, pierderea calității de membru al partidului politic. Bază legală și dumneavoastră trebuie să înțeleagă treaba asta, se supune legii. A încercat, bineînțeles, sprijinit de către grupul PSD, PNCCD și PNL, să încalce legea. A venit în primul rând cu niște protocoale care le-a prezentat domnia sa. O parte au fost cerute la partidele politice. Este un acord politic încheiat la nivel național între Partidul Național Liberal și Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat, iar la nivel județean, la fel de niște, făcute niște înțelegeri la nivel de județ între senatorul Tiberiu Prodan și organizația județeană pe Rețetele Suceava, Petru Jura. Mergem din nou la lege. Ce spune legea? Legea spune foarte clar și vrem să înțeleagă și cetățeanul de Vădăuți că trebuie respectat, adică noi trebuie să o respectăm și să știe cetățeanul de Vădăuți care este situația la ora actuală în Consiliul Local. Deci, în primul rând, ca lege este ordonanța de urgență numărul 97 din 2008, din 27 august 2008, privind modificarea și completarea titlului 1 a legii numărul 35 din 2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea legii numărul 67 din 2004 pentru alegerea autorității administrației publice locale. Și la articolul 9 spune foarte clar. Partidele politice, alianțele politice și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale se pot asocia între ele numai la nivel național. Deci este foarte clar. Pe baza unui protocol. Deci, la nivel de județ, n-are actul care a fost întocmit, n-are nicio valoare juridică. Constituind și o alianță electorală, în scopul participării la alegerea Camerelor Deputaților și a Senatului, un partid politic, o alianță politică sau o organizație a cetățenilor aparținând minorității naționale nu poate face parte decât dintr-o singură alianță electorală. Alianța electorală care a participat la alegerile anterioare, sub o denumire, o poate păstra numai dacă nu și-a schimbat componența inițială. De asemenea, denumirea respectivă nu poate fi utilizată de o altă alianță. Protocolul de constituire alianței electorale se depune la birou central electoral în termen de 48 de ore de la înființarea acesteia. Iar biroul electoral central se pronunță în ședință publică asupra admiterii sau respingerii protocolului de constituire. Domniilor sale, ei ce au făcut? Au făcut acest protocol la nivel național, dar nu au putut să-l prezinte la biroul electoral, adică la Tribunalul București, pentru că am înțeles că Partidul Național Liberal mai are o alianță, face parte dintr-o alianță la ora actuală, care n-a fost disfințat. Deci, acest act nu este un act juridic. Deci, dar lui încearcă să ne prezinte nouă fel și fel de documente care n-au nicio valoare juridică. Și sunt ilegale, domnilor. Pentru că domnul Irimescu și, bineînțeles, grupul PNCCD a încercat și ieri, la ședința ordinară, să ia niște măsuri, adică să ne facă pe noi consilierii de la PLD, că noi suntem niște oameni care, prin postul televiziune Plus TV, domnul Băncescu aseară, că noi îi stresăm, că noi facem presiune asupra lor, noi și primarul, deci suntem partea care ne consideră că la ora actuală suntem
Noi lăsăm în pace să-și facă atribuții. Nu este adevărat. Ei, în primul rând, participă la ședință ce le-a convenit lor. Deci a votat ce le-a... Ce ați văzut în Agau și-a ales un reprezentant, deși legea spune foarte clar că ei n-au dreptul decât... Deci trebuie o reprezentare proporțională. Și i-am explicat lui domnul Măirean despre aritmetică, că noi suntem 9 consilieri, ei sunt 6, PSD-ul are 3 consilieri în AGA, plus cei de la Sărăgița, unii sunt 2, au un, și eu reprezentat. Deci ei, ce le convine, sunt de acord. Ce nu le convine, imediat încearcă să se părăsească sala și să ne pună în dificultate. Ieri a fost un act de lașitate. Este adevărat proverbul românesc că fuga este rușinoasă, dar este sănătoasă. Și exact au procedat conform proverbului românesc. Păcat de ei și cred că cetățenii din orașul nostru o să-i taxeze cum se cuvine. Am terminat. Sigur, în primul rând ar vrea să vă spun bună ziua. Calitatea mea este dublă astăzi în această conferință de presă, fiind președintele Partidului Democrat al organizației Rădăuți și totodată inițiatorul acestui proiect. Împreună cu secretarul municipiului am verificat actele și am găsit incompatibilitatea domnului Irmescu, fapt care a dus la acestui proiect. Ce s-a întâmplat, v-a spus și domnii consilieri, au văzut și în direct acea ședință. În plus vreau să vă informez că deja am inițiat darea la judecată al domnului Irmescu pentru fals în acte publice și totodată incompatibilitatea lui din Consiliul Local. Mă surprinde că la a doua ședință au același gest, plecarea, fuga din fața oamenilor, fuga de răspundere. În urmă cu o săptămână am avut o ședință prin care n-au ținut-o deloc, era vorba de niște bani care veneau de la Utilități și Mediu și acei bani stau blocați în trezorerie, vorba de 1 milion de euro, nu primim nicio dobândă pe ei. Am rectificat și au fost trecuți în ședința pentru data de 20, adică ieri, și nici ieri nu s-a clarificat nimic cu banii respectivi, nu s-au făcut plata din cauza că ne-a somat Ministerul Finanțele Județene să facem plata către Loial și nu prin servicii comunale. Nu am decât să convoc o a doua ședință extraordinară joia viitoare, deja am pregătit ordinea de zi pentru joia viitoare și vom ținea cu public. Fac apel rădăuțenilor și celor care vor să participe la o ședință de Consiliu Local, să vadă oamenii pe care i-a trimis în Consiliul Local, să vadă cum susțin proiectele sau cum văd ei dezvoltarea municipiului Rădăuți pentru viitor, să-i vadă pe acei oameni la o ședință lucrativă. Invit totodată rădăuțenii, joi, să vină la bibliotecă sau la Casa de Cultură, ne vom hotărâ care va fi acea sală. Dau cuvântul domnului, să luăm din partea stângă, din partea dreaptă s-a vorbit, domnul consilier Tibeică, care cunoaște acest subiect, dacă vreți să-și cunoaște, să punctați puțin. Da. În primul rând vă spun bună ziua și în această conferință de presă ar vrea să punctez câteva aspecte tehnice din cauza căruia Consiliul Local, așa cum s-a observat în mass media, funcționează deficitar în cei de ședință. A specificat colegul meu, domnul profesor Finciuc, că în Consiliul Local este constituit un grup format din consilierii PSD, PNL, PNCCD, care votează în bloc după anumite interese. Cred că este cazul să le solicităm colegilor noștri să-și legifereze această alianță, pentru că se observă, din la constituirea Consiliului Local, se observă că votează în bloc în aceeași direcție. Dacă nu se legiferează această alianță printr-un act, atunci ne ducem cu gândul că ei au alt interes. Deci poate fi
un interes de grup. Altă explicație eu nu mai văd să fie aici. Le cerem să-și facă un act public față de acest mod de a se manifesta în Consiliul Local. Dacă ei au un interes de grup, se vede din modul cum votează, mai ales ieri, când s-a desemnat și un reprezentant, a fost supus votului un reprezentant pentru Adunarea Generală AGA în Servicii Comunale. Și ce constatăm? Deși Partidul Democrat Liberal, după ponderea, după numărul de consilieri care are în Consiliu, avea dreptul să desemneze un consilier în AGA, ei au desemnat tot un consilier din grupul lor, de acum îl numim în grup. Ne întrebăm care este interesul de nu permit consilierilor PDL să pătrundă în AGA la servicii comunale, pentru ca Consiliul Local să fie informat, să fie în cunoștință de cauză și consilierii PDL să fie în cunoștință de cauză ce se întâmplă în această societate. Iarăși ne gândim că este vorba de un interes de grup pentru ca să nu aflăm ce se întâmplă în această societate. Este ipoteza noastră. Sigur, domnul Buiu, Adrian. Bună ziua. În principiu, colegii mei au cam spus tot ceea ce s-a întâmplat la modul general în Consiliul Local și în mod particular în ședința de ieri. Nu pot decât să-mi exprim și eu dezacordul față de modalitatea în care cei 10 consilieri acestui grup de interese format din PSD, PNL și PNC au tratat ieri instituția Consiliului Local și indirect toți cetățenii comunității, pentru că până la urmă dumnealor reprezintă cetățeni care i-au trimis în această instituție. Considerăm că această atitudine este una jignitoare la adresa populației municipiului. Consider că prin aceasta dumnealor au trădat legământul politic pe care până la urmă l-au făcut cu cetățenii care le-au delegat responsabilitatea de aleși locali. Cred că a fost destul de evident că gestul dumnealor de ieri a fost unul premeditat. Au reușit să schimbe ordinea de zi. Pentru noi n-a fost nicio problemă această schimbare a ordinii de zi, dar ulterior am constatat că au făcut-o premeditat pentru a părăsi sala de ședințe atunci când se discută un proiect de hotărâre care viza direct unul dintre reprezentanții acestei alianțe nefirești. Domnul Irimescu, este evident pentru toată lumea, este în incompatibilitate. În momentul în care n-au mai avut niciun fel de argument, au procedat într-un mod cu totul irresponsabil, părăsind sala de ședințe. Dacă la ședința anterioară putem considera că au avut ca argument faptul că ordinea de zi nu a trecut, la ședința de ieri nu mai există absolut nicio justificare, nicio scuză pentru atitudinea celor 10 consilieri. Au încercat la un moment dat câțiva dintre colegii domnului Iremescu să aducă o serie de argumente, dar care erau extrem de puierile. Cineva spunea că de ce grupul de consilieri PDL nu a contestat listele PNL în termen de 48 de ore de la momentul în care au fost depuse. Eu spun exact ceea ce a spus un coleg al domnului Irimescu. Noi nu contestăm calitatea de candidat a domnului Irimescu, nu avem absolut nimic împotrivă. Dumnealui este liber să candideze, dar prin această candidatură dumnealui intră în incompatibilitate cu calitatea de ales local pe listele PNC-ului. Deci noi nu contestăm că dumnealui candidează pentru Camera Deputaților din partea Partidului Național Liberal. Este dreptul dumnealui. Noi însă constatăm că prin acest drept dumnealui intră în incompatibilitate cu calitatea de ales local pe listele Partidului Național Țărănesc. Altcineva spunea, tot un coleg de-al domnului Irimescu, spunea că în momentul în care noi am întrebat de ce dumnealui pe propria răspundere a declarat că este membru PNL, a spus că așa era formularul standard. Dacă alianța PNL-PNC era o alianță oficială înregistrată juridic, ar fi trebuit să apară un formular standard în care domnul Irimescu să specifice că este membru PNC și conform acelui protocol candidează pe listele unei alianțe. Dar acea alianță nu există. Cineva spune un neadevăr. Ori domnul Irimescu, când declară pe propria răspundere că este membru al Partidului Național Liberal, ori conducerea județeană a Partidului Național Liberal, care printr-o adresă certifică faptul că domnul Irimescu este în continuare membru al Partidului Național Țărănesc. La ora actuală, cred că nici domnul Irimescu nu știe prea bine al cărui partid este membru. Bine, tot ceea ce s-a întâmplat ieri este evident că încalcă o serie de principii morale.
Grupul de consilieri ai Alianței PNTPSD-PNL au solicitat o pauză de consultări. Acea pauză nu a trecut. S-a votat, a fost 9-9, pauza nu a fost aprobată. Dumnealor și-au luat cu de la sine putere o pauză de consultări. Noi am stat și am așteptat în continuare, am așteptat mai bine de un sfert de oră, am zis că poate revin chiar dacă pauza nu fusese aprobată. Dumnealor au părăsit instituția primăriei, jignind în acest fel, practic, pe toți rădăuțenii. Sigur, da. Da, problema e că eu consider că domnul Irimescu este autorul moral acestei stări de fapt. În fapt, dacă dumnealor, PNCC, cei doi din la PNCC ar fi votat de la început, potrivit orientării de partid și potrivit statutului de consilier, nu s-ar fi ajuns la această stare în care, în permanență, scopul acestei alianțe nu este decât să blocheze orice inițiativă care vine fie din partea primarului, fie din partea consilierilor PDL. Una spun și alta fac. Adică spun că vor să vadă proiecte, dar le blochează prin vot. Deci îl consider pe domnul Irimescu, încă de la ședința de Consiliu al Consiliului Local, principalul autor moral al acestei stări de fapt. Pentru că la această oră Rădăuțul ar fi avut un viceprimar PDL, lucrurile ar fi mers altfel, dar dumnealui, pe de o parte, votează bloc mână la mână cu PSD-ul și PNL-ul. Pe de altă parte, într-un ziar local, o face și pe analistul politic echidistant, în care critică această cooperativă creată în Consiliul Local. Păi, până la urmă, ce să mai crezi? Nu suntem copii, nu? Noi nu facem parte din Consiliul Local, vedem atitudinea și modul în care dumnealui votează. Vreau însă să mai spun ceva, că și viceprimarul Constantin Galan al municipiului Rădăuț s-a aflat într-o incompatibilitate. Dumnealui nu ar fi trebuit să facă parte de la momentul în care a devenit viceprimar din ADA, din Adunarea Generală de Servicii Comunale. Ieri ne-a informat că și-a depus demisia nu știu când, nu este registru, iarăși o scuză puerilă și care ne pune pe noi să constatăm lipsa dumnealor de seriozitate și de respect față de cetățeni. Întrebarea mea este însă următoarea. Care sunt interesele ca PDL-ul, repet, cei 9 consilieri PDL, cetățenii prin intermediul nostru să nu știe ce se întâmplă în ADA? Care este interesul? Este vorba de o perpetuare a unei stări de fapt, probabil au ceva de ascuns și în mod sigur au, dovadă cum votează și cum acționează, pentru ca cetățenii să nu știe ce se întâmplă în ADA la servicii comunale. Noi n-am fi vrut altceva decât să ne asumăm ceea ce politic am spus în campania electorală pentru locale, respectiv eficientizarea activității la servicii comunale, creșterea calității acestor servicii și tot ceea ce ține de activitatea SC Serviciul Comunal la nivel de municipiu. Eu constat că, repet, Serviciul Comunal este o fată extrem de cocoloșită, extrem de răsfățată de către această alianță nefirească PSD, PNL, PNCC, de practic toți sunt, de fapt, membri PSD după cum acționează. Mă mir că și domnul Mihai Frunză, cu care în permanent se dă un mare politician, s-a opus unui alt proiect inițiat de domnul primar, și anume aceea de a Rădăuțu să aibă un administrator unic. De fapt, i s-a spus domnului primar și în ședința de domnului fost primar Mihai Frunză, care a lăsat ce a lăsat în administrația municipiului Rădăuț, și lucrurile acestea, e clar, n-au putut fi surmontate atât de repede în doar câteva luni. Are tupeul să candideze, așa cum am mai spus, să aspire după ce a făcut la municipiul Rădăuț, la un mandat de deputat. Eu sper că alegătorii vor ști să vadă că faptul că dumnealui afișează așa un zâmbet bonom nu este implicit și o rezolvare a problemelor dumnealor. Dacă am fi avut la această oră administrator unic în municipiul Rădăuț, ar fi fost un pas înainte spre o mai bună administrare, eficientizare. Practic era vorba de bani care au fost plătiți pe degeaba soției primarului Frunză la acea dată, care a încasat, cum bine știm, bani, dar nu era prezentă fizic la serviciu. Aici este problema. Eu recomandați pe doamna Frunză administrator. Eu să fiu mai scurt. Numai un minut. Vă rog, dar să fiu mai scurt. Da, pe scurt. Să informăm cetățenii și rugăminte. Incompatibilitatea. Eu am rămas surprins cum cei doi candidații noștri care sunt consilieri, care candidează la Camera Deputaților, fac asemenea gafe. Eu le consider gafe politice. Atât Irimescu cât și Frunză, de a încălca legea, de a părăsi sala. Deci ei, în loc să fie oamenii legii și să demonstreze cetățeanilor din Rădăuți, domne, noi să aveți încredere, să ne votați, că noi vom merge în Parlamentul României și vom susține, vom
aduce acolo o îmbunătățire a activității legislative și vorni cu proiecte. Acești oameni, eu vă spun, eu unul ca simplu cetățean, nu-i văd, nu le văd un viitor dacă vor ajunge în Parlamentul României. Un exemplu, o speță. Anul trecut cu domnul Carcalete s-a întâmplat o poveste asemănătoare. Adică el, când s-a rupt partidul, adică aripa din PNL, Partidul Liberal Democrat, dumnealui și-a dat demisia frumos din Partidul Național Liberal, încă a cerut Consiliul Local să-i aprobe, să-l exclu, adică să-și piardă calitatea de consilier. Și s-a dus în instanță, s-a judecat, a câștigat în instanță. Deci un om vertical, un om hotărât și un om care cred că le-a dat clasă acești colegi, cum este domnul Irimescu și domnul Frunze. Am terminat. Da, e clar, ei trag de timp pentru a trece alegerile. Probabil nici la ședința următoare nu se vor prezenta, vom vedea. Ceea ce vreau să vă spun, chiar dacă trag de timp să treacă alegerile și domnul Irimescu probabil nu va ieși deputat, eu consider că vrea să rămână în Consiliul Local, nu se poate, fapta este comisă, deja încălcarea de lege e clară. A încălcat legea și el trebuie să renunțe la Consiliul Local și dacă avea demnitate, trebuia să renunțe la Consiliul Local, fiindcă vrea să ajungă în Parlament printr-un alt partid. Mă surprinde și iată că oamenii au văzut ceea ce urmărește domnul Irimescu și o mare parte pleacă chiar din societatea de cultură pe care o reprezintă domnul Irimescu. Și nu este bine pentru cei care decurg la asemenea lucruri. Dacă dumneavoastră aveți întrebări pentru noi, cu multă plăcere, vă stăm la dispoziție și vă putem